Dacă dumneavoastră ați fi în această situație, să aveți, iată și etapă la mijlocul săptămânii, pierdeți un meci foarte important într-o deplasare și aveți doi jucători care se duc într-un club, cum ați administrat situația? Nu, nu concep asta, că nu cred că așa ceva la mine, nici nu vreau nici să comentez, pentru că așa ceva la mine nu se poate întâmpla. Dacă se întâmplă, e de vină meme. Deci dacă se întâmplă, e de vină meme. Nu mă bag să comentez la alții. Eu vorbim la modul general și ipotetic. Dacă se întâmplă așa ceva, e de vină meme. E de vină Mache, e de vină antrenorul, e de vină Pintilii. Deci cei ce administrează acolo echipa, ăia sunt de vină. Ați tot susținut că în continuare vi se pare că echipa la care trebuie să fiți mai atent este CFR Cluj și nu Rapid. Păi s-a demonstrat, n-ați văzut uite, na. Domnul Mironică, eu așa cred. Adică văd și din stilul de joc, văd din abordarea jocurilor, văd din mișcarea pe teren, văd din simțul puterii unei echipe care, nu ca specialist vorbesc. Vorbesc din instinct, din ce văd eu pe teren că joacă o echipă. Nu pot să dau argumente de ce. Așa simt puterea unei echipe. O simt. La CFR o simt. La Rapid nu o simt. Deci nu pot să spun de ce, că nu sunt specialist de fotbal. Eu tot am făcut toată din instinct, tot ce fac. La fotbal. Când mai mergeați la Cluj, pentru meciuri tari cu CFR Cluj, v-ați făcut vreodată fotografie cu trofeele CFR-ului? Bine, nu știu, face aluzie la nu știu cine a făcut asta, nu că de păi la nu Dinamo, oricine, nu. Este conducătorul lui Dinamo, nu e oricine, că așa oricine poate să fotografieze cu acest. Domnul Unica, hai spun ceva. Sunt unii oameni care ei idolatrizează viața publică. Și idolatrizează, dacă se poate spune, idolatriile. Sau idolii, sau... Și atunci, oamenii ăștia, ei când văd ceva, n-ai văzut că eu fac poză cu mine. Zic, mă, dar pentru ce faci, mă, ești nebun poză cu mine? Cine sunt eu, mă, un om ca tine? Dumneavoastră nu ați dori niciodată să vă faceți fotografie cu cineva? Niciodată în viața mea, nici dacă vin toți președinții de state, nici nu veneam, eram în Parlamentul European, veneau, a venit și președintele Americii. Și toată lumea, nici nu m-a interesat tot ce să facă poze. Du-te, mă, fac poze cu un om. V-am văzut într-o fotografie, v-am văzut într-o fotografie în 1989 cu Gică Hagi, cu băieții aceia din Națională care au bătut Danemarca. Da, am făcut poze cu Hagi, prietenul meu, cu fratele meu de atunci. Deci am făcut, că fiind el acolo, cu bucuria care era. Dar am făcut vreodată poză cu Bumbescu sau cu Iovan sau cu Balin sau cu Titurcă? Da. Poate să fie ieșit în poze cu ei, din întâmplare. Nu ați avut niciodată o persoană pe care să o apreciați foarte mult și să vă doriți așa o fotografie cu ea, nu știu, de-a lungul timpului? Nu apreciez decât pe călugări care au dat viața lui Hristos. Și eu poză nu fac decât cu Hristos, fotografie în inima mea cu Hristos. Atât pentru mine. Eu idolatrizez pe Hristos. Atât. Idolatrie de oameni la mine nu există. Apreciez oameni care au virtuți. Să știți că sunteți idol pentru mulți oameni. E o tâmpenie. Ce? Idol un om la alți oameni. Bă, sunt om și eu. Și sunt om cu slăbiciuni. Păi nu există om fără slăbiciuni. Doar trizezi un călugăr care are virtuți și care a dat viața lui Hristos și care a renunțat la tot ce e pe pământul ăsta pentru Hristos. Păi de la apă, ăla îl trizezi și l-admit. Eu să-l admit pe Becali, păcătosul, care jignește, care mai face, care mai nu știu ce, care mai se mânie, care mai judecă pe altul, care vai și vai și vai de capul meu păcătos. Cum să le idolatrizez pe el? Pentru că sunteți... Aș vrea să vă întreb, pentru că sunteți tot mai sigur de câștigarea titlului.
Dacă veți face așa un gest mai special, sunt totuși 9 ani de când așteptați din nou să câștigați campionatul, dacă în momentul în care veți fi campion, veți face vreun gest mai special? Păi am luat mai bacul, e deja la mine în curte, l-am reparat, acum urmează să-l vopsesc cum era. Grena parcă era, nu? Sau cum era? Nu, cum era, era în două ape. Da. Era grena cu maroc, ceva, cam așa ceva. Da. Înțelegi? Cam rapidist așa era. Nu contează, așa era, așa o fac. Așa era. Și voi face același gest acolo la Intercontinental pe care l-am făcut atunci. Cu steagul în mână, direct, pe capotă sus. Vă așteptați să se strângă acolo mulți suporteri ai echipei plafon, dumneavoastră? Direct pe plafon. Pe plafon. Dar numai că acum voi avea steagul, dar voi ține mână și crucea. E pentru că numai Dumnezeu face. Nu vezi că ne depărtăm de aici, ca ta. Că mi-a zis Dumnezeu, am zis, Doamne, dacă îmi dai campionatul, dă-mi-l fără emoții. Bă, dacă era la două puncte, măi, domnul Mironică, sunt niște emoții la fotbal de nedescris. De nedestăpânit, greu de stăpânit. Numai când dai 10 puncte, bine, bă, o să fie 7 și care e problema? Înțelegi? Apropo de aceste emoții foarte intense pe care le trăiți, cum sărbătoriți o mare victorie? De exemplu, să zicem că reușiți să o învingeți pe Rapid acum în ultima etapă. Eu, de exemplu, mie mi-a plăcut că eu înainte mă manifestam, am văzut cum se manifestă. Și toți, și țipau, urlau, făceau cu pumnul. Am văzut odată o manifestare a lui Răzvan Lucescu și de atunci mi-a plăcut atât de tare și pe aia mă manifest și chiar în fapt, când stau la televizor, mă manifest cu aia, e manifestarea mea. Ridic mâinile sus, pumne, așa ridicați în sus. Da. Adică, nu știu dacă l-ai văzut pe Răzvan, cum ridică mâinile. Da, acum că ne-ați povestit, am imaginea lui în față. Deci în pat vă uitați la televizor și aveți pumnii ridicați, brațele ridicate. Da, da. Dar știți că Răzvan a mai făcut un gest memorabil după un mare succes. A plecat de la stadion pe jos și a oprit un autobuz pe podul Grant acolo și s-a urcat în el. Atunci a făcut-o, a fost o suferință a lui pentru că n-a fost apreciat prea cum trebuia la Rapid. Și el atunci a fost un moment foarte în care a arătat omenia, sentimentalul de Răzvan Lucescu, sentimentalul și Răzvan sensibilul. A scos sentimentul afară din el atunci. Având în vedere cum joacă în acest moment Florinel Coman, două goluri marcate, Darius Solaru, golghetru campionatului, simțiți că la vară puteți să dați din nou niște lovituri importante pe piața transferurilor cu ei? Păi nu pot da cu Coman. Nu că pot, că are clauză. Are clauză. Da. Și clauza aia totuși e o lovitură dacă reușiți să-l cer. Ce e 5 milioane? Lovitură înseamnă 20 de milioane. 30 de milioane, 40 de milioane, 5 milioane nu e lovitură. Când o să mai dați o astfel de lovitură? Sau când o să dați o astfel de lovitură? Păi când tu nu vezi că nu există marfă? Am crezut în Tavi Popescu, George, că îl cheamă George acum, că l-am botezat. George, da. Am crezut în el. Acum văd că puțin și-a revenit aseară. Dar nu, tot nu e ăla care a fost. Poate cine știe, sunt doi copii acum, unul Toma și unul Popa, nu știu cum. De Musi pe care l-aveți împrumutat la Petrolul nu vă place? Îmi place, dar nu e un jucător de multe milioane. E un jucător care are tehnică, driblează, vede bine jocul. Domnul Mironic. Îl luați la vară, îl păstrați la dumneavoastră pe Musi? Îl iau la vară, că deja s-a văzut, adică, dar știi care-i treaba? Un jucător ca să facă multe milioane, ai văzut că el a avut situații când a făcut bine și după aia când a rămas acolo în față, ba, a dat încet, băi, balistul care face multe milioane la 18-19 ani, spulberă, rupe plastele. N-avem niciunul la ora asta în România care să rupă plastele la 18-19 ani, dacă vrei 20 de milioane, 30.